Organizația județeană a Partidului Național Liberal Satu Mare are un nou președinte în persoana deputatului, avocat Adrian Cosma. Acesta a fost ales cu 81% din voturi, însemnând 283 de alegători, din totalul de 348. Adrian Cosma a fost cel care a prezidat întâlnirea și a fost primul candidat care s-a adresat alegătorilor săi, profitând de calitatea sa de președinte interimar al organizației. Nu am să vorbesc despre trecut, nu am să vorbesc despre ceea ce nu s-a făcut, dar un lucru este cert. Trebuie să corectăm greșelile care au fost făcute. Partidul Național Liberal Satu Mare nu va fi a cincea roată la căruță. Partidul Național Liberal nu va mai fi un partid care este negociat de unii în funcție de interesele lor sau de interesele unui grup. Partidul Național Liberal este al tuturor, al nostru. Asta vreau să se înțeleagă foarte bine. Asta a deranjat. În ultima vreme, când am început să punem la masă oamenii care au făcut performanță, să-i aducem în prima linie pe cei care și-au câștigat încrederea prin vot, prin votul oamenilor, prin votul sătmărenilor. Nu se mai poate ca unii care n-au două voturi în spate să fie cei care ne spun cum trebuie să conducem, cum trebuie să reprezentăm Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal Satu Mare va fi condus de cei care fac performanță. Am suficientă experiență, stimați colegi, și știu că doar prin unirea tuturor forțelor bune, a oamenilor de calitate, vom reuși să facem performanță în județul Satu Mare. Evenimentul, desfășurat vineri la Casa de Cultură a Sindicatelor Satu Mare, a fost unul important pentru toți membrii grupării politice prin faptul că și conducerea centrală a PNL a fost reprezentată de politicieni de seamă. Lucian Bode, ministrul afacerilor interne, Nicolae Ciucă, ministrul apărării naționale, Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, secretarul general PNL, Robert Sighiartău, Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, Florin Roman, deputatul PNL de Alba. Sunt convins că împreună cu dumneavoastră, cu echipa pe care o veți alege astăzi aici la Satu Mare, vom face treabă atât pentru Maramureș cât și pentru Satu Mare. Am venit astăzi aici în calitate de prieten atât a lui Adi cât și a organizației PNL Satu Mare. Am revenit cu mare plăcere la Satu Mare din trei motive. Unul este să te susțin pe tine. Cel de-al doilea, să susțin pe premierul Florin Câțu. Iar cel de-al treilea are o încărcătură emoțională. Revin cu mare plăcere la Satu Mare pentru că este prima organizație cu care am luat contact ca om politic anul trecut, când ne-am întâlnit acolo înainte de activitățile de la Carei. Ținând cont de contextul din Satu Mare, în care nu este ușor să faci performanță politică, urez celor care vor fi aleși în nou birou, noului președinte, multă putere de muncă și mult succes în anii următori. Doamne ajută și să auzim de lucruri bune pentru Satu Mare, pentru Bihor și pentru România. Îl cunosc pe Adi Cosma din 2013. Cunosc organizația parțial fiind vecin de-al dumneavoastră de aici, din regiunea Nord-Vest, din județul Bistrița-Năsăud. La alegerile locale am văzut o schimbare radicală aici în Satu Mare. Și am văzut că PNL Satu Mare nu mai vrea să fie a cincea roată de la căruță sau al doilea partid din acest județ. Am văzut că Partidul Național Liberal își dorește să fie primul partid din acest județ. Și am simțit asta, am văzut asta, iar rezultatele din alegerile locale de la Consiliul Județean și mai ales rezultatele dumneavoastră, stimați colegi primari, au dovedit faptul că vă doriți să fiți cel mai mare partid din Satu Mare. Alegerile interne din Partidul Național Liberal trebuie să demonstreze că suntem o echipă unită și angajată în dezvoltarea proiectului liberal, care după 25 septembrie
intră într-o nouă etapă. Președintele Camerei Deputaților și președintele PNL și-a început discursul prin a preciza că se bucură de faptul că se află printre membrii PNL Satu Mare, mai ales că nu a mai existat un prilej de a se revedea în număr atât de mare de când a început pandemia. Adrian Cosma, deși a pierdut alegerile, deși unii din echipa lui Adrian Albu nu-l iubeau foarte tare, Adrian Cosma, cu toate astea, a fost candidat la președinția Consiliului Județean desemnat de echipa lui Adrian Albu. Și iată că a fost, după alegerile locale, numit în funcția de președinte interimar de Biroul Politic Național. Eu cred că acest exemplu este elocvent și ilustrează, într-un fel, cum ar trebui să ne comportăm unii cu alții. Că nu există tabere în Partidul Național Liberal. Că noi nu trebuie să-i discriminăm pe membrii Partidului Național Liberal în funcție de opțiunea lor pentru un candidat sau altul. Premierul Florin Câțu a declarat că atacurile îndreptate către acesta seamănă foarte mult cu modul de operare a PSD, Câțu fiind de părere că în acest mod este imposibil de a se face politică și că acest gen de politicieni nu au un viitor în România. Această campanie este despre competiție și cred că nu este nimic mai liberal decât competiția. Și mă bucur foarte, foarte tare că avem această campanie și este transparentă. Pentru că și dumneavoastră, dar și românii, pot să vadă cum se comportă două echipe. Din păcate, pot să vadă și lucrurile mai neplăcute. Lucruri care nu ar trebui să se întâmple în Partidul Național Liberal, pentru că noi suntem PSD. Când ataci membrii guvernului, premierul, seamănă foarte mult cu ceea ce face PSD. Când cu câteva luni mă spui că o decizie a premierului este bună, că este în spiritul Constituției, iar peste câteva luni de zile spui că nu mai este bună, pentru că trebuie evaluată, arată lucrurile, arată că astfel de politicieni poate nu mai au un viitor în România. Noi să fim transparenți, să fim onești cu românii și să le promitem ceea ce putem să facem. Asta este guvernarea liberală. Dar sunt multe lucruri de făcut și vom face în perioada următoare. Vă asigur că putem să facem acest lucru doar împreună.